administrația centrală și administrația locală, o resursă pentru clasa a șaptea în cadrul proiectului CRED. În general, știrile politice relatează ceea ce se întâmplă la nivelul sistemului național de guvernare, însă, de cele mai multe ori, lucrurile care afectează viața de zi cu zi a oamenilor sunt legate de orașul sau regiunea lor. Aceasta este administrația locală. Este realizată în principal de către autoritățile locale, alese prin vot, pentru un mandat de 4 ani, primarul și consilierii locali. Ce rol are administrația națională sau centrală? Elaborează acte cu caracter obligatoriu, hotărâri și ordonanțe pentru toți locuitorii unei țări. Controlează și cheltuiește sume mari de bani. Dar administrația locală poate lua decizii și hotărâri cu caracter obligatoriu pentru cetățenii unui oraș sau comună, atât timp cât nu contravin legilor naționale. La rândul ei, controlează și cheltuiește sume mai mici de bani. De exemplu, administrația centrală stabilește reguli pentru construcțiile noi. Nimeni nu poate construi în interiorul zonelor protejate la nivel național. Toate clădirile trebuie să respecte standardele naționale de siguranță. Administrația locală aprobă cererile pentru anumite proiecte de construcții. Cele mai multe proiecte se aprobă în Consiliul Local al Comunei sau al Orașului. Proiectele sunt dezbătute și votate de către consilieri. Uneori, cetățenii se pot opune adoptării unei decizii la nivel local. Dezbaterele din cadrul Consiliului Local pot fi de tipul: proiectul depus respectă standardele naționale? Câți oameni sunt de acord să se ridice clădirea? Există mulți localnici care se opun construcției? Proiectul ar putea crea locuri de muncă? Ce observăm? De ce este nevoie ca deciziile de la nivel local să fie în acord cu legile naționale? Crezi că oamenii ar trebui să poată construi fără acordul autorității locale? Ce tip de construcție crezi că ar afecta orașul sau comuna în care locuiești? Ai fi de acord cu un proiect de construcție care ar afecta comunitatea în care trăiești, dar ar putea crea locuri de muncă pentru oamenii din comunitate? O resursă educațională realizată în cadrul proiectului CRED.